Restanțele pe care abonații le au la Societatea de Utilități Edilul CGA sunt enorme, motiv pentru care, la fel ca și în anii trecuți, conducerea a luat decizia de a-i debranșa pe cei răuplatnici. Acolo unde nu s-au putut recupera creanțele pe calea amiabilă, va fi sistată alimentarea cu apă potabilă. Vizați nu sunt numai utilizatorii casnici, ci și agenții economici. Acțiunea de debranșare va începe de miercuri 13 februarie. Potrivit unui comunicat emis de edilul CGA, debranșarea se va face din domeniul public prin tăierea branșamentului de la rețeaua de alimentare cu apă pentru a evita eventualele conflicte cu abonații care nu permit accesul la căminul de apometru, care este de altfel ultima componentă a rețelei publice și la care, potrivit legislației în vigoare, utilizatorul este obligat să asigure accesul operatorului. Acțiunea se va desfășura săptămânal cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi și al Inspectoratului Județean de Poliție, prin echipele desemnate atât în municipiul Câmpulung, cât și în comunele din area de operare, Bughea de Sus, Bughea de Jos, Lerești, Schitu Golești, Valea Mare Preavăț, scopul final fiind recuperarea creanțelor. Rebranșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă se va relua numai după achitarea integrală a debitului restant. Cheltuielile ocazionate de debranșare sau rebranșare la rețeaua publică vor fi suportate de către utilizator.